Iată-ne, stimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, domnul Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara, vorbeam despre faptul înainte de publicitate că noul ministru al sănătății trebuie să acorde prezumția bunelor intenții. Bun, și spuneam, primul lucru, v-am spus să modifice bugetul sănătății, să obțină bani pentru dotarea cu paturi speciale la ATI. Este prima condiție pentru ca să putem să spunem, da, într-adevăr, este un ministru cu bune intenții și vrem să trăim acest moment, nu doar să spunem. Să facă rapid rost de medicamentele citostatice pentru bolnavii de cancer și pentru copiii bolnavi de cancer și pentru medicamentele esențiale, care se pare că lipsesc deja în unele spitale. Nu poți duce așa la infinit o problemă de genul ăsta. Să redeschidă spitalele pentru bolnavii cronici. La începutul emisiunii dumneavoastră mi-ați spus că au murit foarte mulți bolnavi și nu se știe de ce, mai ales erau bolnavi de anumite boli cronice, pentru că nu aveau spitalele deschise și nu puteau beneficia de acel tratament pentru bolile dânșilor cronice. Casa de asigurări de sănătate, care este sub oblăduirea Ministerului Sănătății, să primească ordin rapid de la Ministrul Sănătății și să dea drumul la bani la spitalele din teritoriu, să nu ajungă spitalele să falimenteze. Păi da, contractările s-au făcut. Păi dacă dânșii au consumat deja din bani și acei bani nu le-au fost returnați, înseamnă că există niște contracte care au fost făcute conform legii. Spitalele au anumită autonomie. Da, bugetul național a fost votat. Exact. Practic, să nu pună presiuni pe primării, că am înțeles că asta vor dânșii. Să încerce să mulgă cât mai mulți bani de la primării. Primăriile trebuie la rândul lor, au un buget și primăriile. Să ia de la alte domenii din investiții, din diverse locuri și să dea la spitale. Și har Domnului, primarii din județul Hunedoara, îi felicit, a făcut acest lucru. Și Consiliul Județean și la noi este mai puțină problema asta, dar să ajunge și la noi. Dacă casele de asigurări de sănătate nu decontează la timp cheltuielile, se ajunge aici, pentru că un spital nu este o societate comercială să aibă venituri. E adevărat, pot să-și dozeze banii pe care îi au și să-i direcționeze în secțiile prioritare. Aici intervine un manager bun. Dar nu este la infinit un sac fără fund în care dacă nu-l alimentezi, să mai ai de unde lua. Este foarte clar. 3. Iarăși o idee foarte importantă. Împreună cu Ministerul Învățământului să facă absolut tot ceea ce trebuie să redeschidă școlile. Chiar bazate pe vaccinări, chiar bazate pe testări, testări rapide și tot ceea ce trebuie făcut și pentru elevi și pentru personalul didactic. Nu mai poți ține copiii acasă. Este o pierdere incomensurabilă în bunul mers al unei societăți. Bănuiesc că și dumneavoastră aveți copii de școală și știți ce înseamnă acest lucru. Ideea este că nu știu dacă asta depinde neapărat de Ministerul Sănătății. A spus Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Învățământului să ia cele mai bune soluții. Care? De unde? Că n-au găsit nimic împreună. Păi, stimate domnul Adrian Simeon, păi atunci ce facem dacă nu ești în stare? Lași pe alții. Am mai spus ideea asta. Da, nu poți. Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Nu poți, te ajutăm. Unul declara ceva, altul altceva. Nu vrei, te obligăm pe lege. Du-te și lasă-ne, te rog frumos, cu toate politicile USR-ului și Partidului Național Liberal, care vedeți că nu se potrivesc una cu alta deloc. Sunt ca nuca în perete, unui peretele și unui nuca. Din păcate, dar toate astea le decontează românii, vedeți, prin creșterea prețurilor, le decontează societățile comerciale. Din păcate, spun. Crește, euro a crescut la maxim istoric în ultimii 30 de ani. Sau în ultimii 15 ani de când a apărut euro și e... Și dolarul, cresc toate. Apropo de chestia asta, că 1, 2, 3, mai era și 4? La ce vă referiți? La chestia asta cu Ministerul Sănătății. Că dacă nu vreau să trec... Mai era și 4 și 5. Modificarea acelei hotărâri prostești, care o spun eu din punctul meu de vedere, este o prostie să închizi magazinul la ora 18. Alea cu ora 18. Odată produci o înghesuială maximă, 2. Oamenii nu toți pot și nu ajung, au serviciu și așa se întâmplă. Trăim într-o societate modernă, nu mai trăim cu un program. Dar mă rog, ce să mai... Este o decizie luată fără nici cea mai mică argumentare tehnică în domeniu. Este o decizie care n-are profesionalism deloc. Este o decizie jalnică.
din nou. De ce la... Și 5, trebuie neapărat un calendar de revenire la viața normală. Vedeți dumneavoastră, în toate țările Uniunii Europene și toate țările, lumea nu mai rezistă să vadă că stă închisă în casă și fără rezultate concrete. Săptămâna trecută a fost cea mai neagră săptămână, cei mai mulți morți de COVID, de un an de zile. Pe bune? Păi și atunci unde, care este eficiența acelor măsuri luate? Păi nu știu. Campania de vaccinare este un eșec total. De ce? Că uite, ne vaccinăm și în parcare la mall. Da, dar se pare că mai sunt, nu știu, pe județul Hunedoara vreo 3.000 de doritori înscriși. Și pe urmă ce facem cu restul? Numai în județul Hunedoara, vă spun așa. Păi, bun, mai sunt 3.000 înscriși. Unde vaccinăm care, 35% așa, ca 3.000 să relaxăm? 3.000 înscriși care stau la coadă. Dar au dat drumul la vaccinare gratuită, fără programare, în parcare la mall. La Deva, începând de sâmbătă asta. Tata, nu mai sunt doritor, nu poți obliga oamenii să se vaccineze. Asta era problema. I-a informat corect despre ceea ce înseamnă vaccinarea? I-a informat corect despre ceea ce înseamnă tot ce... măsuri medicale în acest domeniu luate ca să prevenim, să combatem Dumnezeu și să trăpim? Vaccinat? Eu m-am vaccinat, da. De ce? Așa am simțit eu pentru sănătatea mea că trebuie să o fac. Am văzut și alți colegi, mă duc în diverse locuri. Ați fost chiar dacă... să vă vaccinați? Nu, n-am fost forțat sub nicio formă. M-am gândit doar că mă duc în diverse locuri, iau contact, eu mulțumesc bunului Dumnezeu. Am avut cazuri de COVID în familie, eu nu m-am îmbolnăvit trecând prin absolut toate testele la vremea respectivă. Ați făcut și anticorpi și... Da, aveam și anticorpi. A, deci aveți anticorpi. Nu, aveam o doză mai mare de anticorpi în organism, probabil din naștere, nu anticorpi de la COVID. Anticorpi aia, testul ăla. Așa, da. Și am considerat că trebuie să mă vaccinez. În primul rând, zic eu să nu duc microbul, virusul, mertați, dintr-o parte în alta. Asta este esențial. Ok, poate mi-ajută Dumnezeu să fiu sănătos, să fiu imun, să nu mă îmbolnăvesc, sau să am, nu știu, să fiu asimptomatic, cum se numește acum, da. Și să nu știu și să dau la altul. Asimptomatic funcțional. Și mă duc la... Aici e vorba de inteligență. Deja. Bun. Vorbeați înainte de euro și de curs euro. Dom'le, euro, Planul Național de Reziliență și Redresare. Redresare și Reziliență. Național. Eu vreau să pun invers, e vreo problemă, nu cred că e. Un plan... Că din punctul meu de vedere, ori îl zic pe față, ori îl zic pe dos, tot aia e. Un plan foarte important pentru modernizarea României, pentru relansare, de asta și da, domnule, e important, e mișto, e ca și când îmi prezinți o fată mare în vitrină, dar nu poți ajunge la trebuiau aia, să vină... Am înțeles și știți bine și noastră, la început se discuta despre 33,5 miliarde de euro de pe acest program. Da, 33,5 miliarde unde? De euro suntem pentru, doar pentru România. Suntem la sfârșitul unui ulterior s-a eu nu cred că a venit niciun eurocent. 30 de miliarde de euro, 32 de miliarde de euro, 30 de miliarde de euro, acum am înțeles că se discută despre 29,7 miliarde de euro. Mai un pic, mai puțin. Ministrul Ghinea, v-am spus la începutul emisiunii, ministrul zero al fondurilor europene. Eu îl cunosc foarte bine, că am fost colegi un mandat, deputați în Parlamentul României, aproape un mandat, că dânsul a plecat europarlamentar, simțea nevoie să fie la un alt nivel. Discuta despre pensiile noastre parlamentarilor, care noi le-am tăiat. Dar s-a dus la pensia specială din Consiliul Europei, care au vreo 4-5.000 de euro pensie specială. Era unul din inițiatorii legii cu simbolurile comuniste și cu alea cu stăzi și la... cu acele, dar era un om, practic era taciturn. Eu nu știu cum l-au pus pe omul ăla, nu înțeleg de unde, ce experiență. L-au dus la locopet. Că mai fost vreun an de zile ministrul fondurilor europene, de era se numea ministru zero, pentru că n-a dus sau n-a vrut să aducă, că sunt două chestii foarte diferite. Poți să nu aduci și poți să nu vrei să aduci. Hai să fim serioși. De ce a treia oară programul făcut și prezentat Comisiei Europene pentru Planul Național de Relansare și Reziliență al României este respins deja a treia oară? Pe ce mă respins odată, a fost respins a treia oară. De ce? Spuneți-mi asta. În primul, păi nu respectă ghidul cum trebuia întocmit acel program. Păi bun, și ăla au înscris în el doar aberații. Ministrul fondurilor europene și primul ministru. Faceți moțiunea de ce? Păi avem majoritatea necesară. Hai să vă spun un chestie. Păi dacă voi Culescu cum a fost? Două secunde. Ba da. N-ați făcut moțiune și PNL-ul și cu DMR-ul au votat împotrivă? După care l-au dat ei afară? L-au dat ei afară de frică. Deci te doare mintea, pe cuvântul meu. Deci prima oară resping moțiunea că nu e bună, după aia îl dau eu afară.
Așa și cu asta. Faceți, domnule, moțiune. Erau niște lucruri foarte bune pentru diverse domenii. De exemplu, agricultură. Să faci irigațiile pe bani europeni, să le repari, să le recondiționezi și să dai drumul la se întreaga capacitate de irigații. Se poate reface, domnul Adi. Să fim serioși. Vin cu idei că s-ar putea să nu ne admită Uniunea Europeană pentru că rezervele de apă sunt puse în pericol dacă dăm apa pe culturi. Vă dați seama? Deci cu ce să dăm culturile? Cu apă, cu apă de la bunul Dumnezeu. Doamne, nu ne dă ploaie. Vedeți? Dar în alte țări dar se de unde poate. Știu ce rezerve de apă? Dar de ce nu vii tu să prezinți? Mă, normal trebuie să știi ce rezerve de apă ai într-o țară. Că de aia nu, rezerve. Rezerve, da. Ar trebui să știi, studiate. Știi și din până la anumite adâncimi. Dumnezeu știe acum, probabil. Până unde se poate, știi. Vii cu un program care ți-l respinge Uniunea Europeană, dar tu nici măcar nu-l prezinți în Parlament. Nu doar că nu-l prezintă în Parlament, ci că nu discută unii cu alții. Liberalii sunt foarte supărați pe useriști pentru că USR-ul nu le-a prezentat forma Planului Național de Reziliență și Redresare și au mers direct cu el la Bruxelles, respins și nu interesează. De ce sunt supărați liberalii? Ci că lasă toate ministerele conduse de liberali fără anumite fonduri. Că pe ei nu interesează de liberali, interesează de USR-ul. USR-ul interesează de USR-ul. Uniunea, sărăciți, România, logic. Așa e normal și așa se merge mai departe. Domnul Toma, eu vreau să vă întreb. Domnul Adi, nu vi se pare normal dacă în Germania or fi mai proști decât noi, nu cred, cu mult mai deștepți. Au mers și au prezentat Planul Național de Reziliență. Dacă Franța a făcut acest lucru în Parlament, a prezentat planul. Dacă Italia a făcut acest lucru, dacă Belgia, pune și Bulgaria și țările și Ungaria din jurul nostru au făcut acest lucru, noi de ce nu-l prezentăm în Parlamentul României? Păi de ce? Hai să spunem. Păi de ce? Pentru că le este rușine că n-au ce se prezinte. Unu, doi, nu au făcut decât planuri pentru clica lor politică. 3. Trebuie să vii și să explici. Păi dacă nu știi ce să explici, deci nu au oamenii capabili să facă acest lucru. Dacă nu vor veni și solicităm cu tot interesul parlamentarii Partidul Social Democrat din Parlamentul României, legislatura 2021-2024, veniți și prezentați Planul Național de Reziliență și Redresare pe care vreți să-l duceți Europei să-l aprobe. Dacă nu faceți acest lucru nici în al 12-lea ceas, vom face o grevă parlamentară. Greva parlamentară nu înseamnă că vom chiuli de la serviciu, vom fi prezenți la dezbaterea legilor, vom fi prezenți în comisii, dar nu vom vota nimic. La votul final nu vom participa. Lena, și atunci rămâneți să vadă o țară, o lume întreagă, Europa întreagă, felul cum este tratată politica în România de cei care sunt în arcul guvernamental. Este un drept constituțional, este un drept care se aplică de multe ori și putem uzita de el, este o armă politică, este o armă de a atrage atenția clară asupra unei coaliții, pentru că nu a câștigat un partid de alegerile ca să poată să-și exprime propria lui voință politică și planurile economice, au câștigat, au făcut o coaliție care, în fiecare coaliție se pare că există, în fiecare partid, un război între căpetenile lor, între la Partidul Național Liberal, între Orban și Câțu, la USR Plus între Cioloș și Barna. UDMR-ul stă deocamdată arbitru, dar îi susține și felicit pentru că susțin niște lucruri neperformante și sper să-și schimbe această opțiune de vot. Acum au susținut și pe dumneavoastră când a fost timpul. Pe noi ne-au susținut mai puțin. Hai să fim serioși că nu am avut nevoie de voturile UDMR-ului. Păi da, dar i-ați luat la guvernare. Nu, când? În ultima legislatură? Nu i-am luat. Nu i-am luat. Ați fost cu UDMR-ul. Nu i-am luat. Au fost momente când au fost. Dar nu poți, când au fost arbitrii drepți. Nu poți să fii un arbitru să judeci strâmb numai pentru că te afli tu la guvernare. N-am făcut acel lucru, nu uitați, 2016-2020. Nu le-a convenit UDMR-ului. Probabil asta este o poliță care este plătită. Nu știu, bănuiesc. Să spunem așa. Mai mult, prerogativele care îi se acordă unui prim-ministru la vremea actuală, Câțu, sunt schimbate cu deciziile luate în coaliție. Deci tu nu mai poți să semnezi tu ca prim-ministru orice act, te uiți la ghidul de guvernare din coaliție, adică întrebi președinții de... Ghidul de guvernare este o nenorocită de hârtie care e un protocol.
Programul de guvernare, domnul Adrian Simon, cuprinde, dacă bine mi-aduc aminte, 35 de puncte. Din foarte important. De el. 33 nici măcar n-au domnule, început. Când eu sunt după 100 de zile de guvernare. Dar mă ascultați puțin, vă rog frumos. Dar nu să mă ascultați, știți ce e aia? Să nu aplici niciun punct din programul de guvernare. Ăla e o hârtie, o hârțoagă. Uite ce fac eu cu aia. E pentru, asta da, este cu pentru bunul mers în țară. E, povești de babă surdă, să mă iertați că spun asta. Când tu ca prim-ministru, când ai niște atribuții care sunt date de Constituția României, de lege, exact de toate astea, am spus și te duci da? La președinții partidului ajungi și să spui, te duci la Gheorghe, care e președinte de partid, legea asta. Să cerșești ceva pentru binele românilor, păi dă-ți bă demisia mai bine dacă nu ești în stare, mă. Deci de asta spun okay, că programul ăla, programul ăla e asta, legea este cu totul da, da, și pentru totul programul ăla, domnul Adi, au fost votați... N-au fost, domne, că n-au avut majoritate, au făcut toată majoritatea. Da, dar în Parlament au fost votați ca și guvern. Păi guvernul și legal al României. Ce guvern... vrea, să lăsăm țara fără că... Păi, nu să lăsăm țara. Asta eu și dar votat. Dacă mergi pe un drum și spui asta fac și din 33 de puncte în 100 de zile, tu n-ai început decât două puncte din ceea ce ai spus. Unul ci că este îndeplinit 17% și altul... Da, de unde 17%? Și cuvântul nu, ce, din modul de implementare, din statistici. Bine. Nu, chiar nu e o glumă să ne spune. Poate e de râsul curcilor, domnule, ne-am îndeplinit 17%. Din, adică ai, nu știu, dacă ai o investiție propusă și o duci și vrei să o faci, amenajarea de șantier, de exemplu, dacă ai început acea investiție, amenajarea de șantier care este la jumatea drumului, consider că e 5% îndeplinit punctul respectiv și îl bifez. Bănesc eu, vă spun metaforic acest lucru. Ați văzut bugetul României constituit în decembrie și votat de către arcul guvernamental. Spune că pune foarte mare importanță pe investiții. Un buget mincinos pe investiții. Nici o mare investiție în România nu a fost pornită. Vedeți dumneavoastră că a fost pornită o mare investiție la ceea ce spuneau? Sunt 100 de zile. Deci nu este un buget mincinos. Deci nu sunt niște oameni care nu au profesionalism aflați în fruntea țării și decredibilizează toate instituțiile statului român, punându-și la rândul lor non-profesioniști, recomandați politic. Ați văzut ce se întâmpla la Ministerul Mediului cu secretarul de stat respectiv, la apele române. Și la ce pe vremea PSD-ului nu se întâmplau din astea? Zic domnul eu. Adrian Simeon, eu n-am spus nicio clipă și nu spun că noi am făcut lucrurile toate perfecte. Dar am pus oameni profesioniști în puncte cheie, oameni care știu cu ce se mănâncă, oameni care aveau probitate și expertiză profesională și au dus mai departe și s-au perfecționat și au demonstrat că pot și vreau. Oare de ce întâmplător o fi fost creșterea economică 3 ani la rând, 2017, 2018, 2019? Oare întâmplător au crescut salariile și pensiile? Oare întâmplător s-au făcut modificări la tot ceea ce a însemnat bunul mers în traiul românilor, creșterea nivelului de trai, medicii, profesorii au fost mai bine plătiți, muncitorii din construcții, salariile medii pe economie, salariile minime pe economie au crescut. Domnul Toman, nu știu dacă... Patronajul, a spus, întrebați, vă rog eu, patronajul a fost cel mai bun aia lor 2017-18-19. N-a fost întâmplător. Știu că trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost pentru că Partidul Social Democrat a pus oameni care aveau probitate și expertiză profesională și puteau să ducă mai departe. Oameni capabili. Nu spun că am făcut lucruri perfecte, că niciun partid nu l-a făcut perfect. Dar am încercat să le perfecționăm din mers și am recunoscut acolo unde am greșit și am întrebat și am cules cele mai bune idei. Mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept și altă dată. A zburat timpul. Sper, a mai fi fost multe sper lucruri să ne ajute Dumnezeu să... Vin la următoarea emisiune pentru că anul acesta am făcut niște emisiuni împreună care, din păcate, previziunile mele n-au fost de cel mai bun augur și s-au îndeplinit. Vedeți, termocentral de la Mintia, v-am spus ușor, ușor cum se încălzește, că o să oprească, încet, încet o să trimite oamenii și... în șomaș tehnic. Nu ușor, ușor, au oprit-o. Șocant de repede. Adrian Gură de Aur și cu Toma Necredincios. Șocant de repede. Și, din păcate, îmi pare rău că am avut dreptate. La fel vor face și cu minele, la fel vor face cu sistemul energetic din România și se pare cu toate ramurile economiei. Dacă, repet, dacă nu sunt schimbați sau dacă nu sunt conștienți ei să demisioneze și să lasă pe alții care pot n-ai să și vreau.
Poate că și ei pot, dar nu vreau. N-ai să vezi. Dar eu sunt convins că nici nu pot, nici nu vreau. N-ai să vezi demisii. Cu ajutorul bunului Dumnezeu. Uite așa se țin. Uite așa. Se țin, dar începând de la, o țară, un stat de drept nu funcționează și nu va funcționa pe plus cu un asemenea management politic. Domnule Toma, chiar trebuie să vă mulțumesc. Chiar și eu vă mulțumesc, dar vreau să-mi permite să spun tuturor celor care duminică vor sărbători Duminica Florilor, toți cei care poartă numele de flori și cei care au această șansă să fie sărbătoriți în ziua în care Iisus a intrat pe măgar, călare pe un asin în Ierusalim și a fost întâmpinat cu ramuri de măslin și de salcie, simbolizând victoria binelui asupra răului, cu o zi înainte l-a înviat pe Lazar, care era mort de 4 zile. Cea mai mare minune a lumii care se poate aduce. Multă sănătate și fericire tuturor familiilor și la mulți ani tuturor celor care poartă nume de flori și sărbătoresc ziua numelui în ziua florilor. Dumnezeu să ne ajute! Stimați spectatori, Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitat la Fotoliu cu Ghimpi. Am vorbit mult, nu știu cât de bine, dar eu cred că destul de binișor. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Numai bine, multă sănătate! Fotoliul cu ghimpi. Fotoliul cu ghimpi. Fotoliul cu ghimpi. La fotoliul cu ghimpi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.